și bine v-am regăsit la o nouă lecție de biologie. Sper că sunteți bine acolo unde sunteți, sper că nu e nimeni în izolare la domiciliu sau mai ales în carantină și dacă cumva vă aflați în această situație, vă rog să respectați regulile care se impun. Pentru că situația este destul de serioasă și sancțiunile la fel sunt foarte serioase în cazul în care nu respectați. Bun, știu că s-au suspendat cursurile la școală, la fel s-a întâmplat și în cadrul majorității universităților, la fel și în cazul meu s-au suspendat cursurile. Ei bine, pentru voi este momentul ideal să vă puneți la punct cu materia de admitere. Deci, faptul că nu mergeți la școală nu înseamnă că suntem în vacanță, nu înseamnă că trebuie să ieșim acum în cluburi, în moluri, înseamnă că este o situație de urgență, dar pentru voi, mai ales cei care sunteți în momentul ăsta clasa 12-a, este un moment foarte bun să recuperați materia de admitere dacă ați rămas în urmă, să vă puneți la punct cu capitolele care sunt mai dificile și pe care nu le înțelegeți și chiar să avansați cu materia de admitere ceva mai repede față de cum v-ați propus inițial. Bun, în momentul de față, admiterea se va desfășura în data în care a fost stabilită, deci momentan nicio universitate n-a anunțat că se va amâna admiterea, că se va da mai târziu, la fel nu s-a întâmplat nici, mic, nici cu bacalaureatul în momentul de față, urmează să vedem ce se întâmplă dacă se prelungește această perioadă de suspendare până prin luna aprilie, poate atunci vor interveni și alte măsuri, dar în momentul de față rețineți se merge după programul care a fost stabilit, așa că și voi trebuie să continuați să vă pregătiți pentru data de admitere care este deja stabilită. Să sperăm totuși că nu se prelungește această perioadă de suspendare pentru că este în detrimentul vostru celor care sunteți clasa 12-a mai ales pentru că nu cred că vă doriți să se amâne bacul mai târziu sau admiterea, la fel ar fi și în detrimentul meu care s-a anul 6, la fel nu-mi doresc ca examenele să fie amânate până mai târziu, așa că sperăm că vom trece cât mai repede această perioadă de suspendare, deci este important în momentul ăsta să respectăm ce ni se spune, măsuri de igienă, să evităm locurile aglomerate, faptul că stăm acasă, nu înseamnă că trebuie să ieșim acum în mall, în club, nu este o vacanță propriu zisă, este, să zicem, o situație de urgență, deci să respectăm ceea ce ni se spune ca să depășim această perioadă, pentru că niciunul nu-și dorește să rămână într-o situație ca aceasta foarte multă vreme, când foarte multe lucruri sunt interzise. Bine, deci cum am spus, este un moment foarte bun pentru voi să vă puneți la punct cu materia de admitere, așa că profitați cât mai mult de el, pentru că atunci când mergeți la școală, da, e drept, E greu să mergi la școală, să faci și teme, să înveți pentru BAC, să înveți și pentru admitere, așa că faptul că acum sunt suspendate orele la școală este numai bine pentru voi să avansați cu materia de admitere. Bun, noi mergem mai departe, suntem la sistemul circulator, suntem tot la sânge și astăzi vorbim despre grupele sanguine și despre hemostaz. Și vom începe cu grupele de sânge. Bun, ce știm noi că sângele e alcătuit din două părți? Avem elemente figurate și avem plasma. În lecția de astăzi legată de grupele de sânge ne interesează în mod special hematiile dintre elementele figurate și ne mai interesează plasma. Despre hematie știm că este o celulă fără nucleu, am desenat-o aici, dar Fiind o celulă, evident, are membrana celulară. Pe membrana celulară a hematiilor există niște molecule cu rol de antigen. Rețineți acest lucru. Aceste molecule au rol de antigen. Nu sunt ca și niște antigene din mediul exterior. Nu sunt ca și niște antigene ale bacteriilor sau virusurilor. Ele au rol de antigen și le vom numi aglutinogene. Deci, pe membrana hematiei vom găsi niște molecule cu rol de antigen numite aglutinogene. Bun. Aceste aglutinogene care au fost identificate pe membrana hematiilor sunt de patru tipuri și vom avea aglutinogenul 0, A, B și D. Bun. Atunci, în plasmă, vom găsi tot așa niște molecule, dar care au rol de anticorpi, numite aglutinine. Deci, în plasma sângelui vom avea aici niște molecule care se numesc aglutinine. Dintre aceste aglutinine, sunt două care ne interesează, și anume aglutinina alfa și aglutinina beta. Bun. Datorită acestor aglutinogene și aglutinine, sau descoperit mai multe sisteme imunologice sanguine, dintre care cele mai importante sunt sistemul 0AB, cel care dă grupa de sânge propriu-zisă și sistemul RH. Bun, și atunci noi le vom lua în fiecare în parte și vom discuta despre ele. Începem cu sistemul 0AB. În cadrul acestor sistem ne interesează așa aglutinogenele 0A, și B și aglutininele alfa și beta. Deci ne interesează acestea și cu acestea. Observați, aglutinogenul D nu ne interesează în cadrul acestui sistem. Ei bine, există o regulă în care aglutinogenul A nu se poate întâlni cu aglutinina alfa și la fel aglutinogenul B nu se poate întâlni cu aglutinina beta. Deci A nu se poate întâlni cu alfa. La fel, B nu se poate întâlni cu beta. Ce se întâmplă dacă acestea se întâlnesc? Ei bine, dacă se întâlnește, de exemplu, A cu alfa ce se va întâmpla? Știm așa că aglutinogenul A s-ar afla pe membrana hematiilor, în timp ce aglutina alfa s-ar afla în plasmă. Ei bine, întâlnirea acestora ar duce la aglutinarea hematiilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că hematiile din sânge se vor uni unele de altele. După ce se unesc și se formează aceste grămezi, urmează hemoliza, adică distrugerea lor. Deci întâlnirea aglutinogenului cu aglutinina omoloagă, de exemplu A cu alfa sau B cu beta, duce la aglutinarea hematiilor, adică adunarea lor în grămezi și hemoliza, adică distrugerea lor. Acest proces poate să ducă chiar la moartea persoanei respective, deci foarte mare atenție, este foarte gravă acest lucru, întâlnire A cu alfa sau B cu beta. Bun, și atunci, datorită acestui lucru, practic, a și cu alfa se exclud, deci nu trebuie să existe împreună în sângele aceleiași persoane. Datorită acestui lucru, sau descoperit cele patru grupe de sânge. Și atunci, aceste patru grupe de sânge sunt următoarele. Avem grupa 01. La nivelul acestei grupe, hematiile nu conțin niciun aglutinogen pe membrana lor, dar în schimb, în plasma acestei grupe de sânge, vom avea aglutininele alfa și beta. Deci le avem pe amândouă. Nu avem niciun Aglutinogen pe hematie, dar avem aglutinine alfa și beta în plasmă. Cea de-a doua grupă de sânge este grupa A2. La grupa A2, pe membrana hematiei, vom avea aglutinogenul A, în timp ce în plasmă vom avea aglutinina beta. Pentru că Așa cum am spus, A nu se poate întâlni cu alfa, și atunci, dacă avem deja aglutinogenul A pe membrană, ce ne mai rămâne posibil în plasmă, ne rămâne posibil numai beta. Bun. Cea de-a treia grupă de sânge este B3. La B3 avem pe hematie vom avea aglutinogenul B, în timp ce în plasmă vom avea aglutinina alfa. Din nou, regula excluderii. Dacă pe hematie avem aglutinogenul B, atunci, ei bine, în plasmă ne mai rămâne numai aglutinina alfa, pentru că beta nu este posibil. Iar ultima grupă de sânge este grupa AB4. Pe hematia acestei grupe de sânge vom avea ambele aglutinogene, adică vom avea și A și B, în timp ce în plasmă nu vom avea nicio aglutinină, pentru că nu este voie ca alfa și cu beta să se întâlnească cu A și B. După cum observați, numele grupei de sânge este dată de aglutinogenul de pe hematie. Dacă nu avem niciun aglutinogen, este 0. Dacă îl avem pe A, avem A2. Dacă îl avem pe B, avem B3. Dacă le avem și pe A și pe B, avem AB4. În timp ce, e foarte simplu, dacă Știți numele grupei de sânge, automat știți și ce aglutinogen există pe hematie și atunci, prin excludere, veți ști și ce aglutinină există în plasmă. Observăm, dacă nu avem niciun aglutinogen pe hematie, vom avea ambele aglutinine în plasmă. Dacă avem A pe hematie, vom avea aglutinina beta în plasmă. Dacă avem aglutinogenul B pe hematie, vom avea aglutinina A alfa în plasmă, în timp de ce dacă avem ambele aglutinogene în plasmă nu vom avea nicio aglutinină. Rețineți această regulă de excludere, deci A nu se poate întâlni cu alfa, B nu se poate întâlni cu beta. Dacă știți acest lucru și știți că numele grupei de sânge este dată de aglutinogenul de pe hematie, știți automat fiecare grupă de sânge ce aglutinină și ce aglutinogen conține. Bun, acestea sunt grupele de sânge. Este foarte important să le cunoaștem pentru a ști ce fel de sânge vom transfuza. Adică ce fel de sânge trebuie să i dăm unei anumite persoane, pentru că în momentul în care dăm sânge unei anumite persoane, este foarte important să se cunoască grupa de sânge, atât a persoanei care dă sângele, dar și a persoanei care primește sângele. Rețineți, regula transfuziei este următoarea. Aglutinogenul de pe hematiile din sângele donatorului, adică a persoanei care dă sângele, nu trebuie să se întâlnească cu aglutininele din plasma primitorului, adică din sângele celui care primește. Deci, ideea este că aglutinogenul de pe hematiile donatorului nu trebuie să se întâlnească cu aglutininele omoloage din plasma primitorului. Deci, de exemplu, nu este voie ca aglutinogenul A de pe hematia donatorului să se întâlnească cu aglutinina alfa din plasma primitorului sau aglutinogenul B de pe hematia donatorului să nu se întâlnească cu aglutinina beta din plasma primitorului pentru că sunt omoloage și va avea loc acest proces de hemoliză, deci de distrugere a hematiilor, ceea ce poate să ducă chiar la deces. Deci reținem aglutinogenul de pe hematia donatorului să nu se întâlnească cu aglutinina din plasma Primitorului. Și atunci, cum știm noi care grupă de sânge la care grupă de sânge poate să doneze? Avem o schemă. Schema aceasta vă este prezentată la pagina 86, acolo la teme și aplicații. Avem așa, agrem grupa 01 în vârf, avem aici A2, avem B3 și aici avem AB4. Bun. După această schemă, știi, avem așa, grupa 01 se numește donator universal, adică grupa 01 poate să doneze sânge la toate grupele de sânge. Și atunci, grupa 01 poate să doneze odată ei înșiși, adică 01 donează la 01, dar poate să doneze la A2, la B3, dar și la AB4. Deci, 01 e donator universal, donează la toată lumea, dar 01 poate să primească sânge numai de la o altă grupă 01. Observăm aici, 01 numai de la ea poate să primească sânge. Bun, grupa A2 poate să doneze sânge tot la A2, dar și la AB4. Grupa B3 poate să doneze sânge la B3, dar și la AB4. În schimb, grupa AB4 se numește primitor universal, pentru că observăm, ea poate să primească sânge de la toate grupele de sânge, poate să primească sânge de la 01, de la A2, de la B3, dar poate să primească sânge, evident, și de la AB4. Aceasta este schema transfuziei, rețineți-o foarte bine. Avem așa. 01 poate să doneze sânge la toată lumea, dar poate să primească numai de la 01. A2 poate să doneze sânge la A2 și la AB4, dar poate să primească sânge numai de la A2 și de la 01. B3 poate să doneze sânge la B3 și la AB4, dar poate să primească sânge numai de la 01 și de la B3. În schimb, AB4 este primitorul universal și poate primi sânge de la 01, A2, B3 și AB4, dar ea poate să doneze numai la AB4. Schema este destul de simplă, săgețile indică cine la cine donează. Bun, ideea este că atunci când este nevoie de o cantitate mare de sânge, se preferă de obicei sângele izogrup, adică sângele de aceeași grupă de sânge. De exemplu, dacă avem o persoană cu grupa B3 care are nevoie de o cantitate mare de sânge, se preferă să îi se dea sânge tot de la o persoană cu grupa B3. Deci, sânge izogrup înseamnă sânge cu aceeași grupă de sânge. O persoană cu B3, cum am spus aici, primește sânge tot de la o persoană cu B3. Asta înseamnă izogrup, aceeași grupă de sânge. Și de obicei se preferă, cum am spus, în, când este nevoie de o cantitate mare de sânge, se preferă să fie sângele izogrup. Atunci când sunt cantități de sânge mai mici, se poate da și de la o altă grupă de sânge. Bun, trecem mai departe la cel de-al doilea sistem și avem sistemul RH. Numele de RH vine de la o maimuță, Resus, este maimuța la care s-a descoperit pentru prima dată antigenul D, pe hematia acestor maimuțe. Deci, în cadrul sistemului RH, ne va interesa numai antigenul D. Nu există o aglutinină. Cum am spus, denumire de la o maimuță la care s-a identificat pentru prima dată acest antigen pe hematie. Deci, la sistemul RH vom avea hematia și pe hematie vom avea acest antigen D. În schimb, în plasma, nu există nici o aglutinină care să fie omoloagă cu acest antigen D. Deci în plasmă nu există aglutinină pentru aglutinogenul D. Bun, și atunci datorită faptului că în plasmă nu există nicio aglutinină, iar aglutinogenul D poate să fie sau nu poate să fie prezent. Ei bine, după acest criteriu avem așa. Persoane care prezintă aglutinogenul D pe hematie sunt persoane RH pozitive, pentru că au acest aglutinogen D. Aceste persoane RH pozitive sunt majoritatea persoanelor de pe glob, în principiu sunt 85% din populația globului. În timp ce persoanele care nu prezintă acest aglutinogen de pe hematie sunt persoane RH negative și sunt în jur de 15% din persoanele de pe glob. Deci, RH pozitiv înseamnă că are aglutinogen D pe hematie, în timp ce RH negativ înseamnă că nu are aglutinogen D pe hematie. Reținem, nu există nicio aglutinină, deci niciun anticorp care să fie omolog pentru aglutinogenul D, cum aveam aici în cadrul sistemului 0AB. Aveam și aglutinogene și aglutinine. La sistemul RH avem numai aglutinogen D, dar fără nicio aglutinină. Faptul că nu există aglutinină omolog pentru aglutinogenul D, nu înseamnă că această aglutinină, acest anticorp, nu poate să fie produs. Deci, există cazuri în care se poate produce o aglutinină omoloagă pentru aglutinogenul D. Și care sunt acele cazuri? Sunt cazuri în care se transfuzează sânge RH pozitiv la persoane RH negativ. Deci, dacă avem o persoană cu RH negativ, adică o persoană care are hematii care nu prezintă aglutinogenul de pe hematie. Ei bine, dacă acestei persoane îi vom da un sânge cu RH pozitiv, adică un sânge care are pe hematie acest aglutinogen D. Ei bine, în momentul în care aceste hematii cu aglutinogen D ajung în corpul persoanei cu RH negativ, corpul acestei persoane cu RH negativ vor interpreta aceste hematii ca fiind ceva străin organismului și vor încerca să le distrugă. În momentul acesta, în sângele persoanei cu RH negativ, vor apărea niște anticorpi, niște aglutinine anti-D sau anti -D. RH. Adică aceste aglutinine efectiv se vor duce și vor ataca aceste hematii cu aglutinogen D și le vor distruge. Vă dați seama că dacă se transfuzează o cantitate mare de sânge cu aceste hematii RH pozitiv la o persoană cu RH negativ, automat și anticorpii, aglutininele antide se vor produce într-o cantitate mare și vor duce la distrugerea acestor hematii. Distrugerea acestor hematii poate din nou să cauzeze chiar decesul persoanei respective. Reținem, la o persoană cu RH negativ care nu are aglutinogenul D pe hematie, dacă îi se dă un sânge cu RH pozitiv, adică un sânge care are hematic cu aglutinogen D, persoana cu rh negativ va produce anticorpi, anti-D, care vor merge și vor distruge hematiile cu aglutinogenul de pe ele. Această distrucție poate să ducă la decesul persoanei care primește sângele, adică la decesul persoanei cu RH negativ. Bun, cea de-a doua posibilitate de a se produce aceste glutinine anti de acești anticorpi anti Apropo, acești anticorpi, ca orice alt anticorp, este produs de limfocite. Bun, cea de-a doua posibilitate ca aceștia să fie produși este dacă avem o sarcină, la o mamă cu RH negativ, iar copilul are RH pozitiv. Deci dacă avem o mamă cu RH negativ, iar soțul acestei femei are RH-ul pozitiv datorită unor lucruri legate de genetică, faptul că RH-ul pozitiv este dominant, automat copilul va avea și el RH pozitiv. Deci vom avea o mamă care este însărcinată cu un copil RH pozitiv, ea fiind RH negativ. Ce se întâmplă în această situație? La prima sarcină, lucrurile vor decurge normal. Practic, mama e însărcinată, totul decurge bine. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că Fătul, copilul, stă în burta mamei în placentă. Placenta asta este foarte selectivă, nu lasă să treacă orice de la mamă la copil sau invers. Ei bine, la prima sarcină, hematiile copilului, deci hematiile copilului cu RH-ul pozitiv, cu acest aglutinogen D, nu pot să treacă în sângele mamei. Iar aceste hematii, fiind niște celule mari, nu pot să treacă de la copil la mamă. Bun. Dar în momentul în care are loc nașterea, se rup diferite vase de sânge din placentă și atunci automat sângele copilului va ajunge să treacă într-o oarecare cantitate în sângele mamei. Această cantitate nu este foarte mare, dar este suficient de mare încât să producă anticorpi, anti-D în sângele mamei. Deci aceste hematii Rh pozitiv la naștere vor trece în sângele mamei care are hematii Rh negativ și vor duce la producerea de anticorpi anti-D. Cum am spus, cantitatea de sânge care trece de la copil la mamă nu este foarte mare și este posibil ca mama să nu sufere de ceva anume datorită acestui lucru, dar la o a doua sarcină, și cel de-al doilea copil automat va fi RH pozitiv. Deci vom avea din nou un copil RH pozitiv, în timp ce mama, evident, va rămâne tot RH negativ. Dar care este problema la cea de-a doua sarcină? La cea de-a doua sarcină, mama deja are în sângele ei acești anticorpi antide. Copilul... Cel de-al doilea fiind RH pozitiv, deci având hematii cu aglutinogenul de pe ele, acești anticorpi din sângele mamei pot să treacă prin placentă și să ajungă în sângele copilului și să distrugă hematiile copilului și asta va duce practic la un avort spontan, adică efectiv copilul moare. Bun, deci mai repet o dată. Avem o mamă RH negativ, deci care are hematii fără aglutinogenul D. Această mamă, să spunem că este căsătorită cu un bărbat RH pozitiv și atunci, datorită geneticii, automat copilul lor va fi RH pozitiv. Deci vom avea o mamă însărcinată cu un făt, cu un copil RH pozitiv. La prima sarcină lucrurile vor decurge normal deoarece circulația maternă și cea fetală, deci a mamei și a copilului, este separată, iar aceste hematii cu aglutinogen D pe ele de la copil nu pot să treacă în sângele mamei pentru că placenta nu permite acest lucru. Dar în momentul în care are loc nașterea, datorită faptului că se rup vase de sânge din placentă, o oarecare cantitate de sânge a copilului care conține aceste hematic cu aglutinogen de pe ele, vor trece în sângele mamei. Această cantitate, chiar dacă nu produce, nu-i dă ceva efecte mamei, nu se întâmplă ceva rău cu ea, este suficientă cât să producă niște anticorpi antide, adică este suficientă să activeze limfocitele, iar acestea să producă anticorpi anti-D, adică glutinine anti-D. Ei bine, la o a doua sarcină, din nou, cel de-al doilea copil va fi evident RH pozitiv. Doar că, de data aceasta, în sângele mamei există niște anticorpi anti-D, iar hematiile copilului vor conține aglutinogenul D. Acești anticorpi din sângele mamei pot să traverseze placenta și să treacă în sângele copilului. Deci, Anticorpi materni. pot să treacă în circulația fetală, adică din sângele mamei în sângele copilului. Odată acești anticorpi și în sângele copilului, ei interpretează aceste hematii cu aglutinogen D pe ele ca fiind ceva străin, ceva ce nu ar trebui să existe acolo și merg și le distrug. Dacă sunt foarte mulți anticorpi care ajung aici în sângele copilului și distrug aceste hematii, acest lucru poate să ducă la moartea copilului, efectiv la avort spontan. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că efectiv în mod normal nu există aglutinine sau anticorpi anti-D. Ei sunt produși ca și reacție față de ceva străin. Deci în momentul în care un organism interpretează aglutinogenul D ca fiind străin, va produce anticorpi împotriva lui ca să îl distrugă. Acești anticorpi nu există în mod normal. Acestea sunt grupele de sânge, după cum observați este extrem de important să se cunoască grupa de sânge, dar și RH-ul. Orice transfuzie se face în funcție de grupa de sânge și în funcție de RH. Dacă cumva se greșește la acest capitol, o transfuzie greșită de sânge poate să ducă la moartea persoanei respective. Bun, trecem la cea de-a doua parte a lecției de astăzi și anume este vorba de hemostază. Hemostaza reprezintă oprirea sângerărilor, deci hemostaza reprezintă toate procesele care duc într-un final la oprirea sângerării în vasele mici. Rețineți acest lucru, este important să țineți minte vase mici, pentru că este în general vorba de oprirea sângerărilor la nivelul capilarelor, pentru că dacă, de exemplu, începe aorta să sângereze, care este cea mai mare arteră a corpului, ei bine, hemostaza va fi destul de ineficientă. Bun. Deci hemostaza reprezintă totalitatea mecanismelor care intervin în oprirea sângerării la nivelul vaselor mici. Hemostaza are loc în doi timp și avem Primul timp este timpul vasculoplachetar sau se mai numește hemostaza primară. În urma acestei hemostaze primare, în urma primului timp al hemostazei, se duce la oprirea temporară a sângerării. Deci, oprire temporară. Bun. Și cum se realizează această hemostază primară? Ea începe în momentul în care vasul de sânge este lezat, adică este rănit, prezintă uh, o rană, să spunem așa. Avem aici desenat capilarul. Și avem aici zona unde acest vas de sânge prezintă o leziune, o rană. În momentul în care această leziune apare, începe și hemostaza primară. Primul lucru care se întâmplă este vasoconstricția peretelui vasului de sânge. Adică peretele vasului de sânge se strânge pentru ca să încerce să reducă odată cantitatea de sânge care circulă prin vas, pentru că în momentul în care apare această leziune, automat sângele va ieși din vasul de sânge. Și atunci se încearcă odată reducerea cantității de sânge care circulă prin vas ca să nu se piardă foarte mult sânge prin această leziune. Deci, în hemostaza primară, primul lucru, are loc vasoconstricția peretelui vasului de sânge. Acest lucru se întâmplă printr-un mecanism reflex și printr-un mecanism umoral, adică controlat de anumite substanțe. Asta înseamnă umoral. După ce are loc această vasoconstricție, urmează aderarea trombocitelor la nivelul plăgii, la nivelul leziunii. Am spus în lecția trecută că la hemostază participă trombocitele. Și atunci, în momentul în care apare această leziune, trombocitele din sânge vin și aderă aici de leziune, adică practic se lipesc de această zonă care este lezată. Asta înseamnă aderarea trombocitelor la nivelul plăgii. După care are loc agregarea și metamorfoza viscoasă acestora. Ce înseamnă agregare? Înseamnă că trombocitele încep și se lipesc unele de altele, formează ca un fel de dop aici, un fel de grămadă și se transformă, asta înseamnă metamorfoză. Ele se transformă într-un fel de masă viscoasă, deci într-un fel de substanță viscoasă. Asta înseamnă agregare și metamorfoză viscoasă, adică trombocitele se adună ca un soi de grămadă, se lipesc unele de altele și se transformă într-o substanță viscoasă aici pe zona leziunii. Acest lucru duce la oprirea sângerării în 2 până la 4 minute. Deci, această oprire în 2-4 minute este o oprire temporară a sângerării. Deci, hemostaza primară are nevoie de 2-4 minute până să se realizeze. Pentru că e nevoie de timp să se contracte vasul de sânge și apoi este nevoie de timp ca aceste trombocite să vină să adere, să se agrege și să se metamorfozeze aici pe zona leziunii. Bun. Cel de-al doilea timp al hemostazei este timpul plasmatic sau coagularea sângelui sau hemostaza secundară. Deci la 2 avem timpul plasmatic sau coagularea sângelui sau hemostaza secundară. Bun. În urma acestei hemostaze secundare se realizează oprirea definitivă a sângerării. Deci, hemostaza primară oprea sângerarea temporar, iar hemostaza secundară o va opri definitiv. La această hemostază secundară participă așa. Participă odată calciul după care participă anumiți factori ai coagulării și acești factori ai coagulării sunt împărțiți în trei categorii și anume: factori plasmatici, factori trombocitari sau plachetari. Și mai avem factori tisulari. Deci, aceștia patru Calciul, împreună cu acești trei factori, participă la hemostaza secundară. Ce sunt acești factori? Sunt efectiv niște substanțe care participă la această hemostază secundară. Factorii plasmatici sunt niște substanțe care se află în plasma sângelui. Majoritatea dintre ele sunt proteine. Factorii trombocitari sau plachetari sunt niște factori de coagulare aflați în trombocite, în plachetele de sânge. În timp ce factorii tisulari sunt niște factori aflați în țesuturile de pe lângă vasul de sânge. Aici, în jurul vasului de sânge, evident, vom avea niște țesuturi. În momentul în care vasul de sânge este lezat, sângele, evident, vine în contact cu țesuturile care se află pe lângă vasul de sânge. Ei bine, aceste substanțe care se află aici în țesuturi și care vor determina hemostaza secundară, care vor participa la această hemostază secundară, se vor numi factori tisular pentru că ei aparțin de aceste țesuturi care vin în contact cu sângele în momentul în care vasul de sânge este lezat. Hemostaza secundară sau timpul plasmatic sau coagularea sângelui duce la oprirea definitivă a sângerării și la ea participă aceștia de aici, adică calciu, factorii plasmatici ai coagulării, factorii plachetari ai coagulării și factorii tisulari. Rezultatul final al acestei hemostaze secundare este transformarea fibrinogenului plasmatic solubil în fibrină insolubilă, deci fibrinogen va fi transformat în fibrină. Ei bine, fibrinogenul acesta este de fapt o proteină care se află în plasma sângelui. Ea este solubilă, iar în urma hemostazei secundare, acest fibrinogen va fi transformat într o fibrină care este tot o proteină, este ca un fel de rețea și care este insolubilă. Deci, acesta este rezultatul general al hemostazei secundare, adică al coagulării sângelui. Și acum, haideți să vedem pe scurt cum se ajunge la această transformare din fibrinogen în fibrină. Hemostaza aceasta secundară este o succesiune de niște etape foarte complexe, dar noi vom discuta doar despre cele mai importante, despre cele mai mari, rămâne ca celelalte să le discutați voi la facultate. Bun, și atunci. Avem dinamica procesului de coagulare, adică cum se ajunge de la fibrinogen la fibrin. Ei bine, acest lucru se produce în trei etape, în trei faze, evident, toate aceste etape având loc în vasul de sânge, deci în sângele propriu-zis. Și atunci, în prima fază are loc formarea tromboplastinei. Această etapă durează foarte mult, ce anume între 4 și 8 minute, este etapa din întreaga coagulare care durează cel mai mult. Bun, cum se formează această tromboplastină? Ei bine, factorii coagulării, factorii plasmatici cu factorii plachetari plus cei tisulari duc într-un final la formarea tromboplastinei. Evident că procesul este mult mai complex față de ceea ce am spus eu aici, aici fiind o succesiune de mai multe etape. Deci reținem așa, că în prima fază are loc formarea tromboplastinei. Tromboplastina este efectiv o moleculă pe care o vom găsi în sânge, în plasmă mai exact. Și atunci, în cea de-a doua etapă, această tromboplastină va duce la transformarea protrombinei în trombină protrombina, evident o vom găsi și pe ea în plasmă. Și atunci, în cea de-a doua etapă, protrombina sub acțiunea tromboplastinei se va transforma în trombină. Această protrombină este o glicoproteină pe care o găsim în plasmă, deci este o, o moleculă care are o parte de glucid, o parte de proteină. Acest, supra acestei protrombine acționează tromboplastina, acționează asupra ei ca un fel de enzimă și va transforma protrombina în trombină. Tot acest proces de transformare al protrombinei în trombină durează aproximativ 10 secunde. Deci cea de-a doua fază va dura 10 secunde. În cea de-a treia fază, trombina va acționa asupra fibrinogenului și îl va transforma în fibrină într-o rețea de fibrină. Și atunci, în cea de-a treia fază, vom avea aici fibrinogen, care este o proteină pe care o vom găsi în plasmă, care sub acțiunea trombinei se va transforma în fibrină, mai exact într-o rețea de fibrină toată acea frază din carte că trombina desface din fibrinogen niște monomeri de fibrină care se polimerizează spontan dând rețeaua de fibrină care devine insolubilă. Toată această frază înseamnă că fibrinogenul sub acțiunea trombinei este transformat în fibrină, într-o rețea de fibrină. Această rețea de fibrină, imaginați-vă ca un soi de plasă, deci ceva de genul acesta, efectiv o rețea ca o plasă care are evident acele părți unde este funia, și printre acele zone unde este funia, găsim aceste ochiuri, aceste spații libere. Aceasta este rețea de fibrină. Bun, această fibrină, în momentul în care ea se formează, evident se formează aici în zona unde se află leziunea. Deci aici se va forma rețeaua de fibrină. În ochiurile acestei rețele de fibrină vor veni și se vor fixa elementele figurate ale sângelui. Și anume vor veni uh, trombocite, vor veni hemati și se vor pune aici în aceste ochiuri ale rețelei de fibrină, efectiv umplând aceste goluri. În momentul în care tot acest lucru se realizează are o loc oprirea definitivă a sângerării. Deci, practic formarea rețelei de fibrină și cu depunerea acestor elemente figurate în ochiurile rețelei de fibrină, toate acestea vor duce la oprirea definitivă a sângerării. Formarea acestei rețele de fibrină durează aproximativ între 1 și 2 secunde. La acest proces mai participă și calciul și anume cel mai mult el va participa aici la faza a doua unde la transformarea protrombinei în trombină va participa odată tromboplastina dar și calciul. Bun, deci aceasta este hemostaza. Reținem, hemostaza are loc în doi timp și anume timpul vasculoplachetar unde se realizează hemostaza temporară, adică oprirea temporară a sângelui, durează 2-4 minute și se realizează prin vasoconstricția vasului de sânge cu aderarea, agregarea și metamorfoza vâscoasă a trombocitelor, în timp ce în hemostaza secundară sau timpul plasmatic sau coagularea sângelui, se realizează hemostaza definitivă, deci oprirea definitivă a sângerării, participă calciu, factorii plasmatici, factorii plachetari și tisulari. Are loc transformarea fibrinogenului în fibrină, acest lucru realizându-se în mai multe etape, cele mai importante avem așa. În prima etapă avem așa, se formează tromboplastina. În cea de-a doua etapă, tromboplastina împreună cu calciul vor transforma protrombina în trombină. În cea de-a treia etapă, trombina va transforma fibrinogenul solubil într-o rețea de fibrină insolubilă. Această rețea de fibrină prezintă niște ochiuri. În aceste ochiuri se vor dispune elemente figurate ale sângelui, tot acest lucru ducând la oprirea hemoragiei, adică oprirea sângerării. Bun, aceasta este hemostaza. În ultima parte a lecției, ni se mai prezintă funcțiile sângelui, care sunt reprezentate de funcțiile componentelor sale. Deci, funcțiile componentelor sângelui, și avem așa: prin hematii. Sângele are funcție de transport al oxigenului și dioxidului de carbon. Prin leucocite are rol în imunitate. Prin trombocite și prin plasmă are rol în această hemostază. Bun. Pe lângă aceste funcții legate de componentele sângelui, Sângele mai îndeplinește rolul de sistem de integrare și coordonare umorală a funcțiilor organismului prin hormonii, mediatorii chimici și cataboliții pe care îi vehiculează. Știm că prin sânge circulă foarte multe substanțe care participă la reglarea organismului și avem aici hormonii și mediatorii chimici care participă la reglare, mai avem cataboliții. Cataboliții sunt produși de catabolism, deci ceea ce rezultă în urma catabolismului și care circulă și ei prin sânge. În afară de acestea, sângele mai are rol de îndepărtare și transport spre locurile de excreție a substanțelor toxice neutilizabile sau în exces. Deci, prin sânge circulă și ceea ce urmează să fie eliminat. Iar ca ultim rol, sângele mai are și rol în termoreglare, adică în reglarea temperaturii corpului, deoarece sângele conține o mare cantitate de apă, apa poate să fie încălzită sau răcită și atunci. Sângele conținând această mare cantitate de apă participă și la reglarea temperaturii corpului. Bun, aceasta a fost lecția de astăzi, am terminat cu sângele. Urmează ca data viitoare să vorbim despre vasele de sânge și despre mica și marea circulație. Până atunci încercați să învățați, să înțelegeți cât mai bine această lecție și noi ne vedem data viitoare. Salut! Ok, aceasta a fost lecția de astăzi, dacă ți-a plăcut, dacă ți-a fost utilă, dă un like și cel mai important, nu uita să te abonezi la canal pentru a nu pierde viitoarele videoclipuri cu lecții de biologie, special făcute pentru examenul de admitere la medicină. Dacă ai o idee, o părere, o sugestie despre videoclipul de astăzi sau despre orice altceva legat de materia de admitere, nu ezita să lași un comentariu. Canalul are o pagină de Facebook și mai ales o pagină de Instagram unde vei găsi diferite desene și scheme făcute pentru a te ajuta în pregătirea ta pentru admitere. Succes viitor, doctor! Ne vedem data viitoare! Salut!